O țigară, vă rog. Să mi-o băgați hologram aici. Efectiv se c***ă. Să bă p***a problemele. Portugalia. Welcome to my crib. E budu, mă, de-l în p***a de fraier. Trăiască mai children. Poți dacă ești microcruce. Să mă ierte Dumnezeu, eu nu înțeleg ce filmează ăsta. Și am rămas singur și m-am să mă ține în pădure acolo. Și păi de la de urși n-avem și noi? Făceam pac, 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 mi-l luat în viață. Le pune sunete pe stație. U, să-ți dau p***. Ziua, ce-i testimoniale, Erica? Mai vrea cineva de ăsta, mă? Dar înainte să începem, aș vrea să vă rog din suflet, dacă n-ați făcut-o deja, să apăsați acum pe subscribe și pe clopoțel asta, fiindcă mai mult de jumătate din cei care mă urmăriți pe acest canal nu sunteți abonați la el. Mersi frumos! Ziua 5... O să se descurce ei la edit, mă face cu AI-ul. Încă un duel câștigat. Ok, putem să începem testimonial acum, să-i să-mi trag sufletul. O țigară, vă rog! Alo, mă auzi? Acum vreau să-i spui ce viitorul, ce mi-ai spus ca mie. Să mă întrebe pe mine ceva de regrete, eu să zic da, să mă uit așa în coa. Să mi-o băgați hologram aici, pe canapea. Fă-tu cumva! Ce faceți voi toată ziua? Păi am dormit până la 10 pentru că m-am obișnuit deja cu trezitul de dimineață. Bă, fiind mai în vârstă, eu m-am sculat, am coborât pe la vreo 10 și ceva pe aici. Te-am mâncat de 2 ori. Bă, sincer, am dormit ca ursul până la vreo 2, să zic. Am avut și o problemă, mă durea aici, așa, cum se numește asta? Știi ce zic, cervicală, ce e asta? M-am trezit pe la 2:30, am venit, am mâncat, am dormit. Intens. De la 2 până la 3. N-a făcut nimeni mare lucru, toată lumea a stat și atât. Foarte mult timp am avut azi, nu s-a mai terminat ziua asta odată. Scrie așa, how to appear person in camera, tutorial. Căută așa pe YouTube, nu mănânc c***. Efectiv se c***. Au te văd, 2023. Nu, bumbapuri de alea. Aici, cără cadavre. Te-ți pregătiți? Aveți vreo idee unde mergem? Bă, sincer, vă zic, de ieri mi-am dat seama ce facem. Bă, Alex Ioniță, am apărut poate în peste 50 de clipuri în care tu ai venit cu ideile și chestii. Și cumva încep să te cunosc, știi? Deja mă obișnuiesc așa cu tine. Având în vedere că vor să fim undeva noaptea, eu bănuiesc că ne ducem pădurea aia cu Hoia, Baciu, cum se numește? Să-mi bag problemele. Cu fantome, cu dalea, drăcea. Direct duel. Nu bag, să-mi bag două fantome, dai un pumn în barba dacă nu-ți fai, leu. Credeam că o să fie o probă gen scary. Și toată lumea zicea de asta că e bântuită, că au murit oamenii în ea. Dar uite că în viața asta am ajuns și acolo. Mulțumim, Buzz House. Uite, mie mi-a zis bruha, frate, la podcast, o chestie foarte tare. Hai, bă, dacă vreodată ți-e frică de spirite, da. Pune-mă, umane. Așa? Păi și atât ce... La aia strigui aia, ți-ai ajuns la lele din Olanda. Portugalia. Eu eram foarte excited pentru că mie îmi plac lucrurile de genul așa cu paranormal. Pregătit pentru azi? Eu da. Ți-ai făcut rugăciunile? Mi-a zis înger, îngerașul meu. Dacă o știu, nu cred că o știu. Ce religie ești tu? Ortodox, cred că. Eu sunt foarte crincios, Dumnezeu e cu mine tot timpul. Am aici cruciulița de la Sfânta Parascheva. Mă ajută ei după mine. Filmează-l non-stop, pune doar ultima de aia când iese el. Și doar așa când apare, zice, hai, pa! Așa e, după ce că nu i-a plăcut școala, hater. M-am săturat de ăștia, harniști. Uite, merge cu Maxiu la muncă. Când am văzut prima dată Maxi Taxi, zice, ce limuzină e asta, cu etaj, ce drag. Welcome to my crib. Costi Maxi, prima oară într-un Maxi Taxi, până acum nu mă pe... Nu mă pe căruță, a mers fratele meu. Băi, drăcea, ia mă glume, mă, tată, mă. La pala salatului mă duc eu. Trăiască mai children. Adrian, ai vreun regret în emisiunea asta? Da. Am jucat-o bine să-mi bap. Ești bun, mă. E bine. Ești bun. Mm. Rău. Ce trebuie să facem? Asta e întrebarea. Păi da, noi ne-am îmbrăcat în haine de schi gândindu-mă că ne duceți pe un munte sau ceva. Eu care eram îmbrăcată de zici când mă duceam la Nuba Chalet, adică n-aveam nicio treabă cu setting-ul de acolo. E frig! Sunt Ernest, mai ești cu fata aia? Da, m-am emoționat puțin. Nu mai sunt cu ea, îmi pare. Dar mai ești cu băiatul ăla? Să zici vrei? Salut. E atât de frumos să nu fii în competiție. Adică să fii așa pe lângă, să nu faci nimic. Să te bucuri de ce vezi în jur. Maxim complice. Veni la o cafea și mă afară. Hai că vă fac eu cinstă. Da? Da, hai. Ia și un ceai. Intră și comandă-ți. Am bani, nu o să o spăta. Dacă beau cafea, să mor. Sunt clar genul de oameni cu care eu n-aș sta la cafea. Am mai băut două. Și am băut și Rockstar. Îmi place Rockstar-ul. Aia a fost încercare să fac coffee. Nu știu să fac coffee. Nu, nu băgați asta la edit. Când m-am p***at în sticlă, vine unul pe partea aia de stânga. Ce faci, ticule? Facem o poză! Da, da, era mașina achiriată. Peste vreo două zile mă uit eu niște alea mici așa aici. Și întreb pe ea, bă, voi aveți camere în aia, mă? Wow, ce ce? Braziliero pentru tinero. Panică ce-ai, mami, vino. Eu față cartier, ăștia sunt alții spider. Avem următoarea melodie de la Costi Max pentru tine. Portugalia, Portugalia.
Hai că mai avem net. Au, să termin drumul, că te îndepă harta. Da, chiar să termin, uite. Gata, ăsta e aici, fac. A fost pariul meu și aparent am avut dreptate. Interlop sau lăutar? Dar ce pleacă, domn șofer? Cum vă simțiți? Aveți frică, ceva? Nix, mă, nix, mă, nix, cu Dumnezeu, născut Dumnezeu, cu mine. Uite la aici, de pe Muntele Atos, zic pe stânga. Asta este, de la Muntele Atos. Tatăl meu care face excursia anuală la Muntele Atos. O săptămână pleacă de acasă. Am acasă, mai oprește el, cine știe ce face treaba lui, dar el o săptămână pleacă de acasă. Se duce cu niște tovarăși de-ai lui. Adrenalina maximă. Concurenții, haideți. Bine. Costi, yes, pregătit. Sir. Cezara, unde zbori? Trebuie să ne cablăm. Mănușile, l-am uitat în mașină. Dar am ajuns și ne-a zis și el acolo că trebuie să ne găsim păpușile vudu prin copaci spânzurate. Să sperăm că nu se întâmple nimic. N-are și el un chef să moară. Chiar un chef. Bă, dar și de la Dăuri și n-avem și noi? Ziua 5 de Bass House, da? 2, 2, 10, probă, probă, probă. Vreau să vă spun în felul... Să mor dacă n-a fluierat. N-a fluierat, să mor dacă n-a fluierat, să mor eu. Își fluiera oile. Da. Dacă tot ne-am întrerupt, Robert, am un flicker pe ecran, poți să fii un pic. Ia-uzi, ia-uzi mă care flicker pe ecran. Păi a zis că nu merg electrocasnicele aici. Bă, da, fix când am zis că sunt chestii cu aparate electronice. Fă-ți o cruce, fă-ți o cruce, te rog. Fă-ți dacă ești micro cruce. N-am de ce să-mi fac, voi trebuie să vă faceți. Ia rămân aici la lumină. Pa, mă, dacă îmi sare ceva din copac așa unul spânzurat, mă spânz lângă el. Zic, ticule, mai ai loc? Mai ai loc, ticule, pe cracă? Nu ne-a menționat că o să fie spânzurat, ceea ce a fost absolut încântător. Mai vreau și altă dată. Gimbalul sau? Gimbalul de data asta. Păi dacă e electrocasnic, vorba lui Drăcea, nu mai merge. Să mă ierte Dumnezeu, nu înțeleg și filmează asta. La valier, o rec la la valier. Eu o văd. Îți dau de jurat? Avem 4 camere, 3 sunt pe gimbal, una fixă, rămâne pe Shelly. Începe proba ziua 5. Mă duc cu Drăcea, gen, gata, ca să fim fată băiat. El caută păpușă băiat, eu caut păpușă fată. A venit Scarlet la început, a zis să facem echipă și eu am fost de acord că mi s-a oferit, m-am băgat. Are și microfon camera asta, poți să vorbesc cu ea? Păi ai la planier. A, da, și ai. Haide, vină cu mine, băiatul meu, ca să nu mă duc dracu de frică. Să dea să mă bată toți dracii dacă... O, Doamne, l-am pierdut pe Drăcea. Unde ești? Cred că o să iau păpușa asta și o să rămân cu ea. Morți, bă, să spăi! Băgălești! Gura ta că te bat, băi! M-am găsit în 20 de secunde, cred că, maxim, după ce m-a speriat Budu. Eu pe care l-am la puțin, am jurat, din păcate. Mă speria să-mi ziceam ce dracu e acolo. E Budu, mă, de-l în p***a de fraier. The.budu are pe Instagram, să știți, fetelor. N-are mult, doar 43 de ani. Dacă aveți bunici, ceva, pe la țară libere, ele de pentru ele. Și face ca bunică, cum făcea de scutura cireșul, să cadă cireșul, așa scutura așa boschetele. Eu? David Ioan și-a găsit păpușa. Și Scarlet și-a găsit păpușa, felicitări! Eu eram cu Drăcea, s-a dus un pic mai în dreapta, m-am dus după el, am găsit păpușa și l-am lăsat singur, săracu. Și asta a fost echipa mea. Și am rămas singur și m-am să mor. Ține în pădure acolo singur, că am rămas singur. Le punem sunete pe stație ca să știți ce facem. E, să-mi bag eu sunetele voastre. Eu ce bag la boxe, ești prost. Mai bine mă duceam eu la muncă. Cezara, verificam că ești în viață, fă. E, am găsit o în gura mea, am găsit. U, să-ți dau. Ne iau la mișto ăștia. Ce handicapăs cu până la boxă, ce. După aia s-a înturat Erica cu mine din întuneric. Am crezut că e o mireasă de-mi vorbea, dar de fapt era Erica acolo. Hai, Drăcea, să urcăm mai sus. Hai să facem echipă, să mergem împreună. A, m-am găsit, mă, eram aici. Într-adevăr, nici nu semănau cu noi, asta a fost, adică ai văzut, eu am venit cu 3-4 păpuși. Nu ești. Să moară copii. Stai cu mintea că te bat! Nici și greu să ai păpușă pe criteriile mele, ai înțeles? Și frumos și cu bani și cu și mort în cadă. Bă, și că sunteți prea departe acolo. Fantomele chiar le căutam, adică și fantomele s-au speriat că venim. M-am dus pe toată mapa, s-a terminat și mapa, era ziduri din ăla așa. Făceam pac, 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 mi-a luat în viață. Am spus să o pica vreun crate din ăla. Erica! Măi, Edi, du-te-n m***ii tăi! Băi, am înjurat de toți, Dumnezeu, și ce am făcut pe oamenii ăștia de tot rahatul? Ce? M-ai înjurat de mult. Scuze! Și mi-am cerut scuze după că eu sunt educată. Nu pot de mine să plâng. Unde m***ii mă sie că... Stai că mi-au ieșit și mucii pe nas și toate alea. Oh, Doamne, nu mai suport pe niciunul. Are un inir în ureche, exact ca mine. Păpușile pe care voi le aveți, vă seamănă vouă. Ce dracu se aude? Nici eu nu știu, te-ai tare. Asta este Erica Isaac, este imposibil să nu fie ea. În teorie nu trebuia să se întâmple așa. Rușine producția. O zi cinstită. Am înțeles că de fapt e un aparat auditiv, ceea ce înseamnă că echipa de producție mă crede o surdă. E ok, that's fine. Adrian nu este. Nu este Adrian. Decât o fată pe traseu.
Erica, vino la bază. Bă, sincer, mă bucur că toată lumea a fost aia fără, pentru că chiar nu puteam garanta lipsa unor animale în această pădure. Încă se joacă cu boxa. Sincer, mă așteptam să dureze proba asta mai mult decât a durat. Mă așteptam să fie mai greu de găsit. Bă, ați folosit sunetele astea? Eu sper că le-ați folosit. Da. Că sunt f***ing scary. Chiar și dacă știți că e boxă, tot parcă ți-o dă pe dos. Apropo, știi faza cu etichetele? Am aflat-o când am ajuns aici, la jurizare. Era pentru noi backup, ca să nu se găseau prea repede. Vă spuneam când mai venea cu o păpușă greșită, a doua oară, a treia oară, a cincea oară. Guys, vedeți pe hainele voastre că e numele. Ah, ok. Ia. Erica? Mi-am dat seama de vrăjeala cu sunetul ăla, că am văzut eu că era o lumină de unde se auzea. Bă, dacă eu zic cu că mi-amintesc, nu e mor să vezi pe cameră, eu îți garantez. Și n-ați fost voi cu mine atunci, n-a fost nimeni cu mine. Eu m-am dus și am arătat-o pe asta. Nu era nicio cameră, ziceți voi că ați vorbit în spate, nu era nimeni. Eu asta m-am dus, că da, să te găsi lângă copac aici, că ea e pe care tu mi-ai dat-o în mână. Și mai trecut de două ori pe lângă ea, bro. I-ai dat-o, s-a dus el și a zis dacă nu e a lui, să o lase la copac. El s-a lăsat la copac, tu ai uitat. David, te-a speriat budul rău? Nu foarte rău, dar nu mă așteptam, sincer. Bă, băgă-l aici, b***, gura ta, că te bat, bă! Da, puțin și... Alex, cum este, simți vinovat pentru sperietura? Ce sperietura? Eu n-am făcut nimic. Eu am vomitat, gen. Vomitam așa în sus, ziceam, hopa, înapoi. Că voma de unde pleacă? Din gură nu pleacă. Din tine pleacă, nu? Nu vomiți din gură de aici. Vine ea de undeva. Ia țărici din gură. Smiling next to Georgia and the Queen. The Queen of England. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of the world that's a prepare. For when I'm a billionaire. Oh. No, ciao. Nu m-a speriat mă nimic, dar m-am simțit eu așa. Am spus că am pădrea cu mine. M-am venit și, și m-am spălat direct, care eu nu sunt cu spălatul. N-aveți voi soldăței, cum se zicea? Tu te jucai cu pietre când erai tu mic. Mă jucam o peșteră, porneam focul. Dar ce inventați un tovară jurat aici? Eu mă jucam cu mine, ceea ce pătrân mai legeam pe căi. Cari ce ai, mă? Are kilos de aia direct cu ele. Ia uite și în care eu acum ridică mâna aia să vedem schema României. Drăcea pregătește o centrare. Se duce în spate și... Foarte că trimite România la europene! Toți pe el acum. Nu, ce hai niște eschive, vă rog. Ia, hai. Vă era dor de mine, prietenii mei. Tu ești aici pe cameră. Ce? Că ești cea mai mare fan al meu. Sunt cea mai mare fan a ta din lume. Nici m***a nu-i fan a ta cum sunt eu. Bă, mi-ai umplut cu c***ul lacrimi. E o forță cartie, așa sunt frații Spider-Man. Uite, fă, așa stăteau alea în copac. Da, dar cu ața mai lungă, ca și cum, știi? Da, asta sunt eu. Și lucrez la pașaporte. Da, azi că sunt polițai eu. Pe asta am pus eu mâna prima oară și n-am dus. Avea mai eu, dar era de tramvai și așa că l-am făcut eu. Mai golănește, cum s-ar zice. David? Este David Junior. Exact așa o să-l cheme pe copilul meu. Dacă eu sunt miliardar, copilul meu o să fie triliardar. E singura păpușă cu iniruri. Bă, e de surzi. Dar nu țipa la mine, că îți dau cu ea în cap. Păi dacă ai de surzi, nu trebuie să țip să mă auzi. Am văzut-o care iniruri ca artiștii pe scenă și tatuajul meu pe rochea și ei. Și ce ai luat-o și zici că ea că nu e așa și ce că ai pierdut timpul? Da. Capul lui Ionita vrem. Adevărat. Asta să știe. N-am mai găsit pe unul brunet, dar avea coc gen și nu l-am luat. Mai e în gură coc, dar în cap ca ăla n-a. Dau aici, dau în producție ca... Îi dau tare, că e numai vina voastră, sincer. Nu, but for real. Alex, nu te suport. Ionita? Da. Ce să-i fac? Eu sunt sigură că au vrut să mă depuncteze. Bă, să... toată asta e regizată, chiar puneți botul la așa ceva. Se știe de la început cine câștigă, cine tot. Ia, cine se câștige? E, dar nu știm. Scrie în contract dacă citim. Cum cam fiecare an. Eu cam fiecare an, exact. Succes? Mulțumesc frumos. Eu n-am nevoie de succes. Da. De voi, componenți, cum v-ați simțit în pădure? Discuții, episodul 5, tras 1. 2-2-10, probă să mă aud, să mă aud, să mă aud. Haide, am pierdut o ravarieră. Ravariera lui Erica n-am găsit-o încă și i-am pus-o pe lui Vrad. Asta e o problemă. Cât costă o ravarieră de aia? Dar nu o să mai găsiți, e în pădure, nu? Budu, ia-o încet spre pădure, te rog frumos. Dacă se stricau la valieră, vă-mi p***a dacă ați luat în pădure aici la energie. Fă! Ok, dați-vă telefoanele pe silențios, faceți liniște, ascultați indicațiile producției și nu mai vorbiți când se dă set. Ghe-ba-sa. Liniște pe set. O două secunde, vă rog, filmăm. Pentru că aveam geaca asta, albastră. Aaa, nu. Ne dați prea multe credite, nu, echipei de producție cu astea. E și mai are și aparat auditiv. Ea este Cezara, felicitări, a terminat proba. Asta trebuia să fie păpușa ta. Da, așa urâtă, mă vedeți? Deci tocmai ai făcut o urâtă pe Erica Isaac. Îți dai seama ce ai făcut? Normal, că Cezara e mereu cu iniruri în urechi, ca orice influencer. Păi ca să audă când trebuie să facă story-uri, când trebuie să facă reclamă, știi? Să știe textul direct. A fost într-adevăr o chestie care putea fi gândită mai bine de către echipa de producție. Nu-i problemă, la salariu știi ce ai de făcut. Deci producția, dacă mă întrebați pe mine, nu se intră la duel, că nu e greșelile noastre. Da, duelul e deja pregătit afară. Start vote, domnul elicopter vă aștept afară. Hai. Nu, vă aștept înăuntru, de fapt, după ce mergeți afară, după ce...
Am votat așa pentru cartierul nostru. Bă, dar mai lăsați-mă, frate, în pace, că m-am săturat. M-am găsit capră, mai trebuia o p***cură. Stergeți voi, stergeți dacă vreți. Sterge, mă, ticule. Pe cine mi-a zis Scarlett să votez? Două secunde să-mi amintesc că s-a obosită. Hai că-l votez pe David. Ah, nu pot. Îl votez pe Drăcea. Cezara, pe cine a votat? Zici mie. Ce se râde afară, vezi, domne? Eu i-am pe mama și pe tata la Close Friends. Eu pe mama și pe tata nu-i bag la Close Friends, că numai șprițuri, numai răutării, numai cumetrii. După aia trebuie să dau explicații cu mama. Mamă, ce ai făcut astea? E, ce să fac, mamă? Eu nu sunt o persoană amuzantă, eu nu știu să... Nu cred, mă. A, n-aș fi zis. N-a, nici eu. Faptul că realizezi, eu zic că zici destul de mult. Eu am realizat de mult acest fapt că nu sunt un om amuzant, de asta Drăcea și Costi Max sunt invitați permanenți în Minte Mă Frumos și alte producții. Am dat. Din mine a curs asta. Am rupt din greșeală ăsta. E ok, pot să-l bag așa sau îl fac din nou? Sunteți pregătiți să vedem cine intră în această seară a alături de Erica? Cred că sunteți foarte, foarte pregătiți. Suceala lui Revolt de dinainte să dea rec este o... Aș putea scrie o carte. Fiera dinainte să dea rec, Revolt... Cum e să știi că ți-a votat domnul prietenul tot ce mai bun costumat? Eu nu l-am votat în viața mea pe ăsta și nici nu o să o fac până mâine. Dar el în schimb m-a votat pe mine, dar lasă! Eu am votat numai ca un misogin, numai femeia am votat. Ca un om care are iubită. Da, exact, eu am iubită, frate, de asta votez numai fete, gen, nu vreau fete lângă mine. Ți apar asta, da? Preda, ocupă-te! Da, Preda, te rog, fă un episod doar niciodată, cu bucata asta. Niciodată când e așa, nu dai, Preda mă supăr. Cu ce prefera să te bați? O armată de Drăcea mici sau un Drăcea de 3 metri? Un Drăcea de 3 metri, că cât mă, încă un metru de Drăcea? 1000 de Shelly mici de 30 de centimetri sau un Shelly de 8 metri? M-aș bate cu un Shelly de 8 metri. Mă duc repede, bam, 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 că mă mișc repede și leg și returile între ele și îl împing. Pică și-o terminat. Bă, taci, mă. Cu 1000 de Adriani elicopterul de luptă sau un Adrian elicopterul de luptă de 6 metri? 1000 de 30 de centimetri. 1000 de budu de 30 de centimetri sau un budu de 8 metri? Păi cu 1000 de 30 de centimetri, că budu având deja 8 metri știu că mă face și nu mă bag. 1000 de Diana de 30 de centimetri sau o Diana de 8 metri? 8 metri cred. 30 de centimetri sunt multe, vorbesc mult, mă ternă psihic. Ce? Nu mă da în gât. Ce a zis de mine? 1000 de Dragoș de 30 de centimetri sau un Dragoș de 8 metri? 1000 de Dragoș, ca să am mai multe cadre, mai multe camere. Și o mudică? Faza e roza e asi, e asi. E? Ești tic, să dă-te da, mătii de tic. Duel, să avem 3 camere și o dronă și crac. Ok, ar fi tare să începem să te trag de volan. Chiar ar fi tare, așa că la 3-2 nu cântăm, da? 3, 2, 1 și... Să te trag de volan, trag de volan, pot. Fiecare poză este un produs din gama Riddle Aresto. Ok. Zit! Zit! Ia băgă mei! Erica, ai norocul scris în frunte, e norocul tău. Decolteu instalatorului. O știi pe asta, Erica? Nu mai știu dacă o știu. Da, o știi. Chiar nu mai știu dacă o știu. Fără indicații, vă dau afară de aici. Vrea să uită la voi să vă întrebe dacă e bine sau nu? Nu vreau să aud niciun zgomot. De ce ne-ai mai vorbit la fapt? I-a dat o mormă, n-ai ce să faci. În ciuda voturilor repetate pentru ca ea să fie eliminată, bravo, fraților. Mulțumesc, vă place sau nu vă place de Cezara, nu aveți cum să nu apreciați. Câtulea duel, ea m-a întrebat. Este al patrulea duel pe care îl câștig și oamenii mei încă nu s-au calmat. Taci mult. Mă simt ca la Champions League ceva, mi se pare că am ratat golul final și nu știu. Bă, Erica, bă, unele erau să moră dacă nu. Deci eram oricum frustrățică și supărățică, sunt și foarte obosețică, nu aveam niciun chefuțică. Bă, Erica n-a mișcat nimic, bă, nimic n-a mișcat. Bă, zero. Spre dezamăgirea băieților, care e clar că au un favorit în acest duel. Bă, se putea mai bine, bă. I-a lăsat ălea prea mult timp să se uite în ele, pentru că se mișca foarte greu și a avut Cezara timp să le memoreze. Bă, dar sincer, deja le știam și eu pe toate. Eu, din cauza presiunii de moment, eu n-am putut să rețin niciuna. Se pare că se cam întoarce varul aici în Bass House, băieți. Să vedem ce va fi până la final, pentru că totul e incert. Rezultatul pare că se întoarce. Eu sincer mă așteptam ca proba din Hoia Baciu să fie mult mai grea, eu nu știu de ce l-au ascuns atât de simplu. Da, știi cum a jucat-o? Aia m-a deranjat. M-a deranjat, vorba vine, dracu, înțelegi? Suviță blonde, e clar că sunt eu. E ciudat că nu mai e niciun scandal acum, că ați văzut, nu mai e niciun conflict, nu știu ce dracu să vă întreb. De fapt, nu vă bucurați că vă văd după fețe, că sunteți vai de capul vostru, că au ieșit fetele voastre. Hai, 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 hai
Să știi că e de orgoliu, nu de bani. Da, știu exact. Că nu e de bani, îmi dau seama dracu că nu e de bani. Nu că-l donăm. Eu am, bă, frate, o fundație, mă așteaptă. Are o fundație la Budeasa, da. Noi știm și premiul cum îl împărțim. Sunt dividende care se împart, adică nu e așa oricum. Și Drăcea ce a făcut? Ne-a și deranjat când aveam ședința de partid atunci când puneam așa mâinile să unim planeta. Drăcea intră ce, bă, frate, nu vreau să fiu bulangiu, dar dacă puteți vorbiți în altă parte că eu la 7 mă trezesc stresat. Nu era cu jobul, cu alea, știi cum e, la bătrânețe, la... Ce vorba aia cu Mutu? Da. Îl dă afară de la cel ții. Mi-a zis Ionita acum o chestie de mi-au dat lacrimile. Eu urc la stand-up pe piesa ta de când ai lansat-o pe Instagram. Serios? Super vibe și mi se pare că setează lumea pe o energie foarte bună ca eu să zic bună seara, eu sunt Alex și fac stand-up. Nu pot să cred așa ceva. Și mai și urci pe piesa mea și n-ai putut să-mi pui păpușa cu inir. Foarte frumos. Noapte bună. Vă pup. Nice. Eu vă mulțumesc pentru această oportunitate. Foarte bună. Tras, Cezara, gata. Să-ți mai fac o ieșire de aia nebună de pe canapea. Nu mai vreau să zic nimic. O mai căutați Dani Mocanu Răzbunarea. Hit nou 2015. Vă urez o noapte, prieteni.